simți, depistezi, înțelegi când erau energiile. Acum nu au coaie energiile să se bage, să facă ravagii, da? Nu e cușă, nu. Tu nu ai nevoie de așa ceva. Bun. Energiile, ce înseamnă? Magii. Viteză. Da? Kundalini mai ies. Magii. Ai văzut cum? Adiere de vânt, adiere de focul când pornește, fumul, sportalele, s-au închis toate. Nu mai poți să intri, nu mai, n-au cum, n-ai, da? Tu ai destule, tu, ravagii ale tale, unde să mai încapa, nu știu cui, da? E a tău. Ce e a tău, nu dă voie la altceva, trebuie să fii, să înțelegi cum ești, cine ești, să accepti și să fii full cine ești tu. Și atunci nu poate să intre energetic nimeni prin tine, în tine, cu tine, să-ți trăiască viața ta prin tine, n-are cum. E full. Tu ai tot ce, da? Tu ai viteza, tu ai energia, tu poți să faci asta tot și e în tine. Dar nu ai nevoie. Ai văzut? Aha, moment de smis. Măștile ai văzut, ai auzit, auzi omul, simți energetic, vibrațional, da? Accentul ce înseamnă? Nu e cum ai crezut tu, că e accent englezesc și accent, nu, e omul, tu ai zis că știi toate limbile, tu când vorbești acum, te aude lumea în toate limbile, care lume, că ești numai tu, și care limbi, că, ok. Dar cum înțelegi energetic că s-a zbenguit altcineva prin casa ta, prin tine, prin tu știi că e țigan, e român, e rus, e, da? Neamț, și la un moment dat vorbești cu omul și în română îi zici vrei, da? Nu e accent, e accentul, muzicalitatea limbii când vorbește omul. E o muzică, o simfonie. Fiecare limbă are o simfonie, da? Da? Are limba poporul, nu știu care, a tău din neamuri, da? România, cum vorbește românul, așa cum vorbește tu acum. Dar rusul, cum vorbește, da? Oi, девочки, что бы я вам хотел сказать? Вы знаете, там. E foarte diferit, da? Englezul, cum vorbește? Cum are muzicalitatea limbii? Asta e accentul limbilor. Nu e accentul dintr-o limbă în alta, se simte accentul. Nu. Aia că nu știi tu să vorbești ca lumea sau înveți altă limbă străină. Aia e altceva. Accentul limbii e când vorbești cu omul și știi că e român și el e sub mască de român. El nu e român adevărat. Și ți-a venit și s-a zbenguit pe aici. Ți-a dat în spectacol. Ți-a intrat în tine, a ieșit. Era să zic ce. Și cum l-ai depistat? Că l-ai depistat. N-ai înțeles să lămurești, da? Nu avea nevoie, că e un timp când depistezi lucrurile așa și imediat e aha moment dismis. Nu se mai așteaptă când le lămurești așa, să ți le ții minte. Aia a fost deja, a fost aha moment dismis. Tu acum, remembering, ți-aduce aminte și ancorezi dezmistuiala, dezolvarea, o ancorezi, înțelegi? Nu mai e așa ceva, nu o să mai fie bun. Da, când vorbești cu un român și zici româna, cu românul vorbește, doi. Tu îi zici, vrei să mergem, vrei să ieșim afară sau să ne plimbăm sau vrei să de sărbători să stăm acasă un fel de, da? Vrei să ne plimbăm? Și el îți răspunde, no, nu. Răspunde nu cu accent armonia unui englez. Și tu ești român, tu n-ai treabă cu ce hodă o să facă zelis, da? Cum răspunde un român? Ne plimbăm? Vrei să ieșim să ne plimbăm? Și român să... Nu. Sau? Nu. Nu. Cum răspunde un englez? You want plimbarețion? Și el îți răspunde no. I don't want. E, da? E mai mult evreiește, dacă vrei să... Trebuie să știi și baivritul și tă. Și toate limbile care le știi, le ai în tine, popoarele, cum, când, unde, da? Tot știi, tot înțelegi, tot...
înainte tine tot neamul. Sunt niște vise, nici nu există. Unde e pământul ăla? Tu ești ce ești, vorbești cum vorbești. Dar avagii ți-au făcut visele, s-au vrut. Magi care și-au vrut pământul așa, tu nu dai voie la nică, tu ești atât. Nu susții niciun pământ. Tu ai tot în tine, ești toate națiile posibile. Da? Înțelegi cum stau lucrurile. Acolo ești, distrează-te. Să restartăm și să facem pământul la care loc? Care pământ? Da? Pământul ești tu, forma. Asta e hotarul. Schengen, Schmengen. Asta e hotarul. Nu trece nimeni. Da, cu viză se poate. Da, se poate cu viză. Și ce se întâmplă? În tine. Nici o viză, nimic. Nici un Schengen, nimic. Sunt proiecții debile. Nu ai ce căuta în țara omului. N-ai ce căuta, ce treabă ai. Ai atât cât ai. Ai o înțelegere. Ca pe timpuri rege, regină, da? Ca să mărească hotarul. Să... Și acolo e hotar. Că regina are... Au o cameră regele, regina, împreună și au separat, unde se duc să doarmă când nu au ochii unul de altul, să se vadă. Da? Asta înseamnă regal, unde ești tu și cu jumătatea ta, cu iubitul tău. Și când nu apare în viața ta, se duce în... doarme în camera lui. Și tu dormi în camera ta când nu aveți chef unul de altul. Și culmea e, când vă doriți și vă așteptați, atunci se activează că nu vreți să fiți unul cu altul. Și acum, aha, moment dismis, se reglează și e doar vrei să fii cu omul drag și atât, punct. Și la fel. Se trece prin rușine, prin ce ți-a făcut, ce ai făcut, prin înșelăciuni, prin energiile, da? De înșelări, de minciuni, de ceea ce n-a fost. Ești energia pură care... dizolvi programelele. Punct. Spațiu. Acolo ești distrează.